dragi mei prieteni, cu voi este Mihail Isaicul, ca de obicei, și bine ați venit la un nou vlog sportiv pe canalul meu, așa că să începem! Bum! Deci astăzi, în acest vlog, vom încerca să facem ceva deosebit, adică vom încerca să facem, nu știu, concurență între noi trei. Aici este Liulic Caciocu și acolo este Constantin Cacioc numărul 2 și eu. Așa că vom încerca să facem câte ceva, să fie vouă interesant și să rupem workout-ul de stradă, diet. Uitați cum stă în gât. Așteptăm să vină o persoană ca să ne filmeze pe toți trei, adică dacă o să vină. Dacă nu o să vină, să filmăm pe rând, dar o să facem acest concurs între noi trei. Ceva foarte interesant, care o să vă placă la sigur. Deci uitați-vă cine vine la noi. Prietena Iulic. Unde ai fost, măi, omule? Și ai găsit-o? Nu, le-am încurcat. A, nu a ajuns unde trebuie, da? Muzica. Mai o lepi, mai o. Iuhu! N-ai facut-o ei, da, mă. Damn, man. Hai ca așa. Frida, davai. Frida! Știi, Frida, Frida! Ia, da, băi. Ce? Ai zis că n-a să țin. Bă, ați văzut asta? Asta a fost Costea, ai băieți. Așa că fiți serioși. Așteptăm să vină Iulie și a început video. Swear to God that it came up, same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta ask. You mad, bro? No. I said, tell me what you mad for. You mad, bro? Smoking on some Cali in my eyes was dazed. I was smoking, I was smoking, I was smoking, I was smoking, I was smoking. Ce o să facem noi astăzi? În primul rând, o să-l așteptăm să vină Iuliu, că s-a dus după niște fete, după care o să vină și o să încercăm o, nu știu, un workout battle între noi, adică între Constantin, între Iuliu și între mine, da? Fiecare o să aleagă niște exerciții, adică o să spună câte două exerciții care sunt, el este cel mai bun în ele și noi o să le executăm și noi. Și o să fie adică 6 probe total, dacă fiecare câte două. Și o să vedem dintre noi care o să facă cel mai bine, adică câte repetări, o să vedem. Acela va fi câștigător, iar câștigătorul va câștiga o bomboană, ajunge. Așa că nu uitați să lăsați un like doar pentru aceasta, că contentul devine din ce mai interesant. Și nu uitați să vă abonați la canal, pentru că vă așteaptă ceva foarte tare. Afară deja începe să încălzească și vine vara, vin mușchii goli, vine corpurile bine definite. Uitați-l și pe domnul Iulic, vine și de nou vine fără fete. Let's go, bro! Cei care spuneau că workout sau cei care se antrenează în stradă nu pot face oriunde, oricum, adică numai pe terenul și gata, nu, asta nu este corect. Să veniți cu mine să vă arăt cu unde este posibil, da? Spontan, fără tăiet, fără nimic, am venit. Da, tăiet, da? Poftim! Perete, vezi? Așa simt, puteți să vă modelați și voi corpul dumneavoastră, doar că să veniți și să încercați. Totul este în capul vostru, așa că încercați și nu găsiți scuze. Da, uite, am pierdut filmându-l pe Iulia, vedeți? Se întâmplă în timpul filmărilor.
Mintietica. Dragi prieteni, după cum ați văzut până acum, noi acum mergem la celul de-al doilea teren ca să încercăm să facem acolo, căci Iulic nu-i plac condițiile aici, adică este glot și el nu iubește glotul, băiatul acesta. Și mergem în partea cealaltă, să mergem în partea cealaltă, că acolo nu-i bine să primească. De aceea, Danic, puși-mă că trebuie să pune mâna. Nu înțeleg, trebuie să numai un video pentru Instagram, nu înțeleg nimic și ne arată. Bravo, ai un like din partea lui toți. La mine, nu? Stai leac. Acum va merge un număr foarte periculos din partea lui Iulic. O să vedem dacă o să poată, dacă nu o să poată, avem două fete care o să acorde primul ajutor medical. Aha, tu asculti muzica, da? Aici la mine-ți duci și timpul merge. Mai departe. Yes. Iulic, filmează pe mine! Iulic, nu poate face tot așa jos!